Așadar, harul acesta îl avem și noi câtă vreme suntem curați, dar îl și alungăm când păcătuim. De aceea venim la biserică să înnoim harul, că harul când suntem în păcate iese în afara noastră și nu-l putem primi în lăuntru dacă nu ne curățim sufletul și trupul. De aceea ne și spovedim, de aceea venim și la taina Sfântului Maslu, când ni se iartă păcatele neștiute de noi, dar simțim că ceva ne apasă și Dumnezeu în mila sa ne împărtășește harul.